Doresc din toată inima ca Domnul să ne binecuvinteze, să ne binecuvinteze pe toți în această frumoasă zi de sărbătoare. Amin. Sigur că mie îmi place să cânt, numai că nu sunt eu chiar cel mai bun cântăreț. Sunt alții care cântă mai bine decât mine aici. Și vreau să îi provoc și să cântăm împreună. Aduc ocazia aceasta, când prima dată la Montreal, aduc salutul Bisericii Pentecostale Centru Creștin Emanuel din București. În București noi, la biserica noastră, sărbătorim un dublu centenar cu toată țara, centenarul Marii Uniri, și asta ne inspiră să ne aducem aminte că Domnul s-a rugat în rugăciunea Lui din Ioan 17, e rugăciunea care încă și așteaptă împlinirea. Tată, mă rog ca tot să fie una. Și noi am pus tema aceasta a unității bisericii în anul centenarului Unirii României. De asemenea, având în vedere că în primii 6 ani de funcționare a Bisericii Emanuel din București, biserica înființată în 1990, noi am avut ocazia să ne bucurăm de păstorirea celui pe care menționa și fratele Iosif, că a fost conducătorul Mișcării Pentecostale din România vreme de 28 de ani, Pavel Bochian, tatăl meu. Este și centenarul lui, pentru că el era născut în 1918 și s-a împlinit anul acesta 100 de ani de la nașterea lui. Și am zis să ne inspirăm de aici cu ceea ce el și mulți alți înaintași ai noștri în credință au făcut, și anume au adus o frumoasă mărturie despre lucrarea lui Dumnezeu, și în felul acesta s-a întins credința în țara noastră. Pentru că probabil că știți, sau că nu știți, aflați acum, Mișcarea Pentecostală din România este una din cele mai mari din Europa, cu în momentul de față peste 3500 de biserici, cu peste 400.000 de credincioși în țară, plus atâția în diaspora europeană și nord-americană. E una din cele mai puternice mișcări pentecostale din lume, mișcarea la care au contribuit înaintașii noștri. Și Pavel Bochian, tatăl meu, 28 de ani președinte al cultului, încă 12-13 ani înainte de asta, ca președinte de filială la Arad, eu sunt și arădean, și bujecan, dar în ultimii 50 de ani, 51 de ani, de fapt, bucureștean, așa că sunt de toate, sunt din România. Însă, Pavel Bochian călătorea în țară și cânta mai întâi și apoi vestea Evanghelia, cam pentru timp de învățată credincioși câte o cântare. În 1978, cu fratele Șandru Trandafir, au vizitat Israelul și acolo au avut surpriza să descopere pe evrei mesianici, evrei creștini, care îl căutau pe Domnul Iisus, să-l chinau Domnului cu aceleași riscuri și persecutați la fel ca și credincioșii în țările comuniste în vremea aceea. Și acolo, în Israel, Pavel Bochian a învățat o scurtă cântare în limba ebraică și cântarea aceasta are în ea crezul creștin. Și era un mare risc ca evreu să cânți cântarea aceasta. Ce părere aveți? Vreți să o cântați împreună cu mine? Amin. Vreți? Atunci vă invit să vă ridicați în picioare împreună cu mine. Probabil că instrumentele orga și ce mai e aici ne vor găsi. Trebuie întâi să învățăm cuvintele, să nu mai trei cuvinte. Patru, unul știți deja. Trebuie să ziceți toți ca mine, la tot deodată cu mine. Prima dată zic eu și apoi, atenție, că repetați împreună cu mine. Yeshua Hashem Adonai. Și asta înseamnă, imediat vă spun și repetăm împreună, dar vreau să știți ce ziceți. Nu vreau să credeți că o fac să-mi ziceți numai ce vreau. Yeshua este Iisus, Hashem se numește și Adonai e Domnul Dumnezeu. Da? Asta zicem noi.
Că practic, cum spunea mărturia creștină, Yeshua Hashem Adonai, cu mine. Yeshua Hashem Adonai. Încă o dată. Yeshua Hashem Adonai. O știți? Ziceți. Yeshua Hashem Adonai. Super, extraordinar. Și acum cântăm. Yeshua Hashem, Yeshua Hashem, Yeshua Hashem Adonai. Sistemul de învățământ românesc, am fost profesor de liceu în București. Nu știu dacă n-am aici, și ești dacă n-am aici absolvenți. În Chicină l-am găsit o soră care a fost elevă la liceul economic din București. A 5 ani a fost lector, ziceau profesor, nu
studenții de la institut, am fost lector la Institutul Teologic Fizic în Statele Unite. Și că defectul meu profesional este să învăț pe tineri ceva. Și în seara aceasta vreau să îi învăț pe tineri de aici, poate pe copii de la clasa de școală dominicală, o cântare en français. Deci un cântec frumos creștin în franceză care e un fel de schimbul de politețe, de salut, comment ça va? Nu știu care e răspunsul în Quebec. La... Wow! Știți și cântarea? Știți și cântarea? Nu știți, deci iar învățăm, da? Comment ça va? Ça va bien? E o cântare extraordinară, e o cântare creștină, vă aștept în seară, Domnul să vă binecuvânteze.